Ai jucat cu Nigel atunci? Cu Nigel acum de... am jucat ultima Liga a doua, da. Și? E balaur? Da, e bun tare. Mi-o dădea cu... Îmi dădea diagonală de 70 de metri și mi-o punea cu mâna. Serios? Da. Da, bun pe asta și e foarte agresiv. Nu mai are el zvâcul de dinainte. Are 36 era de ani. Era și el în 36, da. Da. Bun. Și el cum a ajuns acolo? Bine, pe el pe final de carieră. Adică... De 3 ani de zile. Ah, de 3 ani a venit... Pe final, a venit la 33, înseamnă. Da. Nu știu cum a venit. De acolo oricum e un comitet și aduc tot felul de jucători care îi bag sunt majoritatea ambasadori pentru campionatul mondial din 2022. Cum a fost și Eto'o, a jucat un an, a rămas ambasador. Xavi a fost jucător, a rămas antrenor, e ambasador campionat mondial 2022. Ai jucat contra lui Xavi? Da, am jucat un an jumătate, da. Chiar au pierdut campionatul în primele 5 luni când am fost acolo din cauza noastră. Da? Da, era o bătaie cu o echipă și am făcut egal la ei. Am dat gol și pas de gol. Dar ei cum te-au văzut acolo? Bine, trecând peste faptul, cum ai spus tu, că după la jumate... Nu este, e un... Sau nu interesează, adică să faci treaba, vie, jucător da. Profesionist, dau te bani... Desemnează un an, nu prea, eu nu știu cum, nu știu ce a fost, nu știu ce s-a întâmplat. După primele 5 luni au zis că mă cumpără, mi-au dat în precontractul, din când am plecat împrumut, era o sumă de transfer și s-a făcut mai mică suma. Și până la urmă am fost la Dinamo, eu am vorbit și a fost ok. Domnul Negoiță a fost înțelegător, i-a zis, bă, înțeleg ce sume câștigi acolo, e spre binele familiei tale. Uite, fă sumele, nu le împărți cum vor ei, împarte-le așa. Au împărțit. Am ajuns acolo, trebuia să semnez 3 ani. Și n-au greșit o clauză, m-am ieșit la antrenament, m-am întors după 2 ore jumate, mi-a zis agentul, bă, ăștia vor 5, eu nu te-aș lăsa. Unde-s foile? Dă foile încoa. Păi cum, 5, că nu mai pleci, nu vrei să câștigi mai mult, nu vrei în Arabia Saudită, nu vrei în Emirate. Dă-mă foile de aici, că văd eu ce fac cu ele, dă-le încoa. Și am semnat 5. Și m-a întrebat ăla, avocatul, zice, da, dar ai acelea salariu. Nu-i problemă, lăsați-l aici, că e ok, eu-s mulțumit. Și după un an m-au dat afară, au vrut să mă dea afară, au vrut să mă vândă în China, Japonia, Coreea, nu știu pe unde. Le-am zis că nu plec, le-am zis că mai am 4 ani și că nu pot să mă dea afară, am zis că-s nebun. M-am dus acasă 3 săptămâni. Soția a rămas cu copilul să-i facă botezul, că nu m-au lăsat să vin. Că dacă trebuia să le semnez o foaie și înregistrau al jucător și la revedere. Că dacă plecai... I-am zis, nu semnez nimic, las că stau aici 4 ani. Nu-mi dați voie să ies din țară, că eu rămân 4 ani aici. A venit soția. Și soția a plecat singură. Cum nu, ea era în România. A. Eu am plecat din România la pregătire, m-au zis că nu mai au nevoie de mine, am stat 3 săptămâni acasă, m-au chemat înapoi, că uite, te vin de încolo, acolo nu plec. Nu-mi dați voie să ies, e ok. La 40 de zile i-a făcut botezul, la 41 zi au fost în avion, au venit cu fetița și cu Mickey Mouse omic, pac, am stat 3 săptămâni iar degeaba și m-a sunat un alt nene. I-a zis, bună, să așa, nu vrei să mergem la echipa asta, la care ți-a dat împrumut. Ai contractul acolo, da. Hai, ia-l, mâine la trainer. Și am jucat 11 luni acolo împrumut. Și până la urmă m-au dat afară, deci n-am mai, după 2 ani de zile n-am rezistat. Bă, trebuie să scăpăm, da. Dăm. Dar condițiile cum erau, Vali? Erau, adică... No, top. Nu, top. Da. 3 terenuri adică de antrenament. Adică cum vedem prin... 3 terenuri de antrenament. Pe YouTube, cum da, vedem. 3 terenuri de antrenament, cantonamentele toate la hotel de 5 stele, ce să zic, refacere, 3-4 masori la echipă, 3-4 kinetoterapeuți, doctor, 8-9-10 inși care alergă după mingii, nu alergă masorii și magazionerii după mingii. Deci altceva. Da, e ok. Stadioanele sunt toate foarte bune, numai că e, fiind căldura de acolo, e, terenul e foarte nisipos, e destul de tare. Ești predispus la accidentări. Dar n-ai avut probleme. Da, am avut, pe ce, un tendon așa care puneai un... Puneai ceva în gheată și dădeai drumul la alergătură. Când vine salariul la sfârșitul lunii, parcă îți vine să alergi mai mult. Da, nu-ți mai... Da, ca și cultură, ca civilizație, ca mâncare, ca astea probleme, adică te adaptezi greu acolo? Da. Sau e... Depinde de tine. Depinde. Eu n-am avut probleme. N-am avut probleme pentru că mănânc orice. Găsești. Ok, nu găsești carne de porc. Aici la un moment problem. Dat o găsești. Aici, am înțeles. În avion. Da. Dacă vrei să bei o bere, vrei să bei o sticlă de vin, o găsești și în restaurante și în altă parte. Am înțeles. Ok, numai că prețurile sunt mai mari. Multe față de ceea ce suntem noi obișnuiți aici? Restricții multe carne de porc, nu o găsești la ei da. Deloc. Adică, așa și... Pentru noi contează asta. Da, și băuturi alcoolice găsești la restaurante, hoteluri, nu la toate, decât trebuie să fie cu o licențiere. Plus că e un magazin mare în care îți faci un cart și te duci și îți cumperi ce vrei și o iei acasă. Singurul lucru ți se pare ciudat că cultura lor cu abaia și cu dizdașul ăla, dar n-am avut probleme. Eu eram obișnuit de la antrenament, că îi vedeam câte 20. Soția s-a acomodat, copiii la grădiniță au fost la... De fapt, fiimea a fost decât ea a prins 2 ani la grădiniță
care erau și arabi, erau și străini foarte mulți. Ceea ce e foarte ok, pentru că învață anumite lucruri și... A fost ok, nu... Ai unde să te duci, ai plajă normală pentru străini, ai... te duci în deșert la plajă dacă vrei și arabul dacă stai lângă tine. Te-ai acolo dacă ar fi, adică să ai posibilitatea te-ai duce să rămâi acolo? Păi de-aia mi-am luat și apartament acolo, i-am investit primii banii mei acolo. Da? Da. Vreau să-mi fac licențele de antrenorat. Acum nu știu dacă mai există portița să mă întorc înapoi momentan. Încă mai suntem în negocieri cu două echipe. Vreau să-mi fac licențele și încerc să aplic la niște academii acolo. Dar din ce simți tu chestia asta? Durează doar, adică a fost explozia asta, să-i spunem, doar pentru că vine campionatul mondial sau ei vor să dezvolte și... Păi au luat și Olimpiada pe 2030. Deci acum trebuie să fac alte săli, alte deci chestii, alte minuni. Da, nu, ei sunt foarte... Sunt foarte deschis pe ce înseamnă sport. Ei sunt cei, dacă nu mă înșel, care Qatarul au închiriat vreo 200 sau vreo 100 de suporteri spanioli care s-au dus și au cântat la un meci al lor, al unei echipe de handbal sau ceva. Și au venit, au cântat, da. Tu zici că au jucat la handbal, finala campionatului mondial, dar nu știu despre ce vorba. Da, și-au chemat sub, că a zis, noi nu prea avem suporteri de handbal, că sportul ăsta la noi aici, așa? Nici la fotbal nu. Nu au, nu? Serios? Nu, joci, decât derbiurile se joacă cu 20-30 de mii. Și când vine Emirul la finala cu pe Emirului, că Emirul vine și taie... La noi aici, 20-30 da. De mii, unde îi găsești? Când vine Emirul, sunt 100 de mii. Sau 80 de mii, cred că am fost și la meciul ăla. Da. Ai jucat cu 80 de mii? Nu, eu, nu, am fost suporter. Da? Da. Dar a fost 80... finala de Cupa Emirului. Și vin 80 de mii de oameni? A fost stadionul plin nou, pentru campionatul mondial. A fost primul, terminat. Am înțeles. Și a fost finala acolo. Am înțeles. Dar în rest, așa, la un meci normal, zici că nu prea se îngrămădește lume. Nu, anul trecut, acum 2 ani în prima ligă, număram vreo 5 prieteni de-ai mei și restul pe la tribunal 2 ani. Când striga, se auzeau cu eco. Da, dar stadioanele, în afară de cele construite acum pentru campionatul mondial, vechi sau... Nu. Sunt ok. Majoritatea, 7-8, cred că sunt clasice, cu pistă și de jur împrejur și terenul biliard și cu diferite culori pentru că aparțin de anumite echipe. Și decât două echipe, Duhailu, care e echipa Emirului, și Al-Sadu, care e echipa Poliției, au stadioane diferite. Adică fără pistă. Bun, și după aia sună stadionul. Sună telefonul, hai înapoi la Dinamo, nu? Sau hai no, la Dinamo, a fost... Sau... Când m-au dat ei afară, atunci mi-au dat notificare că nu mai au nevoie de mine. Eu le-am dat o lună de zile să mai verifici odată actele. Ei nu mi-au răspuns și a plecat la FIFA direct. Asta e un lucru senzațional. Litigiu. Nu? Chestia asta. Cu federația, cu FIFA direct, adică... Da, ca străin ești respectat. Cum și străinii sunt respectați aici, ai altă cale de atac. Cum te simți acolo? Nu tu neapărat, Vali Lazar. Cum te simți ca jucător știind că ți-ai făcut treaba pentru ei și că ei îți dau o foaie că nu mai au nevoie de serviciile tale? Păi că sunt alte interese. Oricum am aflat într-un final de la ce a plecat, dar nu vreau să vorbesc, nici nu mă interesează. Nu, m-au dat pentru mine, a fost un lucru... Dar nu, deci nu chestiune sportivă, să zicem, nu? Nu avea cum să fie chestiune sportivă, păi că terminasem cu un an înainte să ne-am salvat de retrogradare pe 8 și apoi pe 6. Și jucasem toate meciurile. Nu cred că e asta. Da. În fine, nici nu mai contează. Da. Și ne-am dus la FIFA și am venit în România, acasă, și până la urmă am plecat în Turcia, în Liga a doua. Plecat la Istanbul, stai 6 luni pe acolo, nu mi-a plăcut, dar contract foarte bun. Contract bun și condiții bune, nu mai te duci avion 1000 de kilometri, te duci cu mașina 6 ore, cu autocarul. Și am zis că a fost o chestie în decembrie. Mie mi-au făcut ID de Turcia, fiind țară non-europeană, soții și copiilor nu le făcuseră. Nu vorbea nimeni acolo engleză decât un fizioterapeut, ăla săracu n-a știut să-mi zică. Nici eu n-a știut, eu am crezut că dacă îi bag și îi scot la o lună, două de zile din Turcia, așa, nu. Să strâng toate în 6 luni, în 12 luni trebuie să stai 6 luni adunat. Chiar dacă ai stat o lună, ieși, vii de la 30 de zile. N-am știut și le-a dat amendă și interdicție 3 luni. Soții și copiilor, și am zis, nu mai stau. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!